fost vreodată în orașul Cața? În orașul... în comuna Cața? Cam așa arată comuna Cața. Nici eu nu știu exact de ce stă aici și cum am ajuns, dar... explorăm. Mai pitoresc de atât nu se poate. Totul este exact cum trebuie. Deci dacă comuna Cața mi-a oferit atât de multe, trebuia să le ofer și eu ceva. Hey, hey, salutare prieteni și bun venit la un nou episod experimentist. De data aceasta suntem undeva în județul Harghita, la ieșire din localitatea Pride și sunt super entuziasmat. Uitați cum arată. Șezlonguri, balconaș, casă în copac. Casă în copac? Întotdeauna mi-am dorit să stau într-o casă în copac. Suntem aici pentru festivalul baloanelor cu aer cald. Gen, e aici un festival undeva la 15-20 de kilometri de unde ne aflăm acum. Și cam asta e priveliștea. Aer curat, frate. Cu adevărat curat. Și doamne, nu-mi vine să cred cât de frumos e aici. Deci este cea mai cozy cabană la care am fost cazat până acum. Dacă sunteți noi pe aici și vă plac chestiile de genul ăsta, considerați să dați subscribe, pentru că vor mai fi și altele. Că despre asta e vorba, să explorăm, să experimentăm. Mamă, frate. Deci cât de cozy poate să fie cabana asta? Bă, întotdeauna am zis că să fii băiat e mult mai șmecher decât să fii fată. Dacă îmi vine vorba de cărat, bro, n-au nicio milă femeile, frate. N-au nicio milă. Cam așa avem boia. Asta e view-ul. A? Bianca, trebuie să plecăm. Așa. Foarte cald, deci eu credeam că o să murim de frig aici, credeam că o să fie gerul după lume, dar nu e deloc așa. Gen godinul ăsta bagă până pe aici, super căldură, cu lemn frumos. Astea sunt camerele, lumina ambientală, televizor, măsuță, totul e foarte modern și mișto. Și îmi place și mobila, șmecher. Camera asta bănuiesc că e absolut identică. Corect, corect. Aici o canapea. Oh! Iar acolo TV-ul, tati. Porta automată, nu știu exact care este. Eh? That's the stuff right there. Am ajuns la un restaurant gen cu piscină. I love this, man. Babi, ce faci? Bă, nu știu dacă ăștia au făcut mișto de noi la restaurant, dar gen ne-a dat un păstrăv, cred că avea un kill. Un kil. Adică doi păstrăvi, două kile. Două kile de păstrăvi, frate. Nu mai puteam. Numai că bănuțe, numai aici în Sovata. Acum ne îndreptăm spre... Lacul Ursu. Lacul Ursu, frate. Dar dacă mă vede poliția și mi-a permisul că mă plimb în giratorul ăsta.
Mie îmi place să mă plimb în girator. E bun aici parcat? Da. Ceau, Nora. Să fii cu minte. Deci ăsta e un munte de sare. Iau niște sare pentru la bucătărie? Deci ăsta e un munte de sare acoperit cu smecleu. La Sovata. Fericită este fata. La Sovata. Unde face Marius armata. Dați la schimb pe o mașină? Sau... Deci eu zic că e mult mai, mult mai relaxant. Consumul mic sau... Cum e Bianca? Ți-a plăcut? Da. Cu calul? Cu calul. Faza e că n-a vrut să... N-a vrut la schimb mașina. I-am zis că îi dau o mașină 2016. N-a vrut. A zis că costă mult mai scump decât mașina mea. Hai. Mamă, ce-mi place chestia asta. N-am mai avut niciodată, să zic așa. Babișor! Urci trepte, babișor? Ia hai să vedem despre ce e vorba cu această căsuță în copac. Wow! Not bad, not bad. Visul oricărui copil.